I'm very happy to score this goal because we're in difficult times at the club. So I'm very grateful to help the team and the club and to score for the fans, because at the moment we're facing some difficult times, but I'm very happy. About the game? About the game, I think we were the better team. Not like we had so many more chances, but they didn't create one chance, I think. And yeah, we were a bit more dominant than they, and we played better. The atmosphere, the fans? Very good, of course. It was really cold today, and I'm very happy that the fans came to the stadium. And yeah, the fans are always very good, so I have nothing to complain about them. What is your opinion about problems with the money? Yeah, it's always very difficult to say this in the press, you know, because I don't want to say too much about it. And I'm just, I don't want to say too much about it because it's not my job to do this, you know. Da, prima reușită la Petrol, mă bucur că am spart gheața, să zic așa, și sper să o țin tot așa, să mi ajute echipa cu goluri, cu pase de gol și să acumulăm cât mai multe puncte. Fiind primul gol, cu îl dedici? Dedic golul familiei mele, prietenii mele și al doilea rând suporterilor aceștia care ne ajută și ne sprijină mereu. Cum a fost la faza golului? Te-ai trezit cu mingea la picioare? Da, l-am văzut pe Ispas că încearcă să schimbe partea. M-am retras un pic și mă bucur că am fost acolo și am reușit să înscriu. La începutul meciului, băieții din fața lor s-a pus un semn. Da, am vrut să tragem un semnal de alarmă, să zic așa, pentru aceste probleme care sunt la Petrolul, aceste probleme financiare care sunt în România, să zic așa, fiindcă persistă și nu este în regulă ca un club ca și Petrolul, cu tradiție, cu asemenea suporteri, să aibă aceste probleme. Sperăm să se rezolve cât mai repede și să fie totul ok. În ce perioadă sunt restanțele mari? Este un tot felul de bate o lună jumate, bate trei, bate două, În momentul de față sunt două luni jumătate și avem și niște prime din urmă pe care nu le-am luat. Și na, nu este tocmai în regulă. Aceste lucruri te încurcă, nu știu, la antrenamente, la meciuri, nu mai reușești să te concentrezi cât ar trebui să o faci. Dar noi încercăm să rămânem cu capul pe umeri și să luăm maxim la fiecare meci și să sperăm până la urmă ca aceste probleme să se rezolve. Unul din sponsori a fost la vestiar? Da, ne-a promis o primă. Au venit să spună că sunt alături de echipă și să sperăm că aceste probleme se vor rezolva cât mai repede. Meci rușinos așa pentru noi, pentru că n-am arătat deloc bine. Un meci în deplasare în care nu arătăm bine. Am început așa cât de cât am crezut că putem să facem ceva, dar pe parcursul meciului au venit peste noi. Noi n-am știut să gestionăm momentele, mai ales acele faze fixe din sfârșitul primei reprize, în care am luat și gol. Puteam să lăsăm mingea afară, puteam să degajăm. Cred că domnul Colțescu, cred că fluiera finalul dacă reușeam să scăpăm. Dar așa, am intrat cu 1-0 la pauză, a doua repriză am intrat să întoarcem jocul, știam că suntem capabili de acest lucru, dar din păcate n-am reușit și iar pe sfârșit de joc iar am luat un gol. Tot așa, parcă greșeală copilărească a lui Denis, n-ai ce să mai zici, se întâmplă. Din păcate, plecăm în vin și trebuie să ne concentrăm acum miercuri pentru meciul cu Rapid de cupă.